că Marcel este într-un loc bun. Mi-am deschis Biblia și am aici mai multe hârtii. Când am plecat de acasă, am luat și această hârtie. Știți ce e hârtia asta? Este o schiță de predică pe care mi-am notat-o în urmă cu vreo 20 de ani aici în Biserica Elim. Predica Marcel. Și predica aceasta o păstrez, nu e singura. Îmi vine în minte încă o predică pe care am auzit-o predicată de Marcel la o înmormântare. Era intitulată Prietene, suie-te mai sus. Prietene, ridică-te mai sus. Da, astăzi Marcel, prietenul lui Dumnezeu, s-a mutat mai sus. S-a mutat mai sus. Și astăzi vreau să vă spun că este ferice de el. Dar nu pentru asta mi-am deschis Scriptura, ci ca să iau de aici niște versuri care ar sta astăzi bine în gura lui Marcel dacă ar putea să le rostească. Sunt versurile unui poet creștin care zice așa: când auziveți că am plecat, Hristos să vă întărească. Voi toți acei ce m-ați iubit, nu plângeți deznădăjduit, ci plânsul vostru liniștit plecarea mi-o însoțească. Mi s-a sfârșit și lupta mea, poate prea scurt purtată, dar oricum a fost viața mea, am vrut să trec frumos prin ea spre slava mult visată. Când auziveți că m-am dus, mă plângeți cu iubire, dar nu uitați ce a spus Iisus, curând ne va întâlni El sus la marea răsplătire. Iubită familie Codreanu, Marcel a plecat mai repede. Ne vom duce și noi într-o zi, pentru că lupta cea bună pe care a purtat-o Marcel e lupta pe care o purtăm noi și toți vrem să ajungem acolo. Dumnezeu să vă mângâie. Amin. Și fie ca lipsa lui Marcel din casa voastră să fie umplută de mângâietorul Duhul Sfânt. Amin.